paraliză foarte importantă, am fost nevoită de multe ori să o fac. Nu știu dacă toți sunteți familiarizați, se numește dedimeri. Dedimeri sunt considerați un marker al stării de hipercoagulabilitate și al fibrinolizei endogene. Valorile de referință sunt între 0,27 este limita detecției și maxim 0,5 micrograme pe mililitru. Și acum să vedem când se recomandă această analiză. Păi se recomandă în tromboza venoasă profundă a membrelor inferioare. Eu am avut deja până acum 6 episoade de tromboze, se solicită în trombembolismul pulmonar, se solicită pentru valoarea predictivă asupra riscului de recurență a trombozei, în coagularea intravasculară diseminată, de asemenea în infertilitate primară sau secundară neexplicată și în trombofilie și în neoplasmul mamar pentru identificarea metastazelor pulmonare. În aceste situații e posibil ca medicul să indice dedimeri, pentru că aceasta ne dă valori foarte importante legate de aceste situații. Să vă dau un exemplu când se cere rapid de recoltat un dedimeri. Să zicem că ai un pacient cu tratament cu varfarină, cu tratament anticoagulant, dar nu numai, și cu alte tipuri de tratamente, dar în special tratament anticoagulant. Dacă pacientul prezintă dispnee severă, poți bănui că acel pacient face un episod de trombembolism pulmonar și atunci se cere rapid de văzut dedimeri, pentru că acesta ne relevă dacă pacientul poate sau nu poate să facă un trombembolism pulmonar în acel moment. Pentru mai multe sfaturi și trucuri, accesați www.medataloș.ro, iar dacă doriți să sprijiniți acest proiect, nu uitați like și share.